Bonsoir, Mackie. Ah, bonsoir, Lache. Ai venit de mult? Nu, de vreo 10 minute. Iei o bere? Iau. Băite, două mari. Dar ce ai? Că te văd cam... Nu prea am chef, sunt obosit. Am stat azi noapte târziu la Cosma până la ziua. Cu cine? Cu niște amici. Am vorbit foarte mult de tine. Da? Ce? Mai nimic, fleacuri. Nu știi cum sunt oamenii noștri. Adică cum? Mă vorbea de rău, mă înjura? Ei, uite, vezi, ăsta e cu surul tău, exagerez. Păi n-ai spus tu? Ce-am spus eu? Nu ți-am spus nimic. Ți-am spus că așa sunt oamenii. Tu vrei numai decât să te laude toată lumea și să nu îndrăznească nimeni să-ți facă o critică fie cât de mică. Vezi, asta e cu surul tău, prea te crezi. Băi, nu mă crezi deloc, să mă ierți, dar mă mir că nu găsiți alt subiect de conversație decât pe mine. Păi dacă a venit vorba, mai la urmă nu te-a vorbit nimeni de rău pe față. Firește că n-ar fi îndrăznit. Știe ce buni amici suntem. Dar știi, așa, ciupeli. Cam ce? Secături. Mai ales unul dintre ei nu te poate suferi și ți-e amic. Cine e ăla? E, asta ce-ți pasă? Păi, vreau să știu. Nu se poate. Parolă de onoare, că nu cer nicio socoteală. N-am să-l fac niciodată să înțeleagă că am aflat ce-a spus. Mai întâi nici nu știi ce-a spus. E, ce-a spus? E, te vezi, ăsta e cu surul tău, ești curios. Bine, frate, firește că sunt curios să aflu ce se spune pe socoteala mea, mai ales de amici. Ca să știu și eu cui să mă crez. Cum să mă apăr? Mai luăm câte una mică? Da. Băiete, două mici. He? Ce spune amicul? Nu te poate suferi. Nu știu cum venise vorba de oameni deștepți și zic eu, uite, Mache e băiat deștept. Că tu știi că eu te-am considerat întotdeauna ca foarte deștept. Nu că mi-ești amic, fiindcă mai la urmă să-mi dai voie să spun, n-am niciun interes să-ți fac curte. Acum, ce să mai vorbim, te cunosc și mă cunosc, slavă Domnului. Toate defectele le pot avea, dar trebuie să mărturisiți toți că am și eu o calitate. Sinceritatea. Și îți spun sincer că mi-ar părea foarte rău să fie tocmai amici și să zic că mă înțelegi... De bine, mă șer, cine zice? Tu! Eu? Da, văd că te uiți la mine așa cu un aer care de parcă vrei să-mi zici că nu crezi. Mai întâi ce să crezi, că nu mi-ai spus nimic. Mi-ai spus că unul dintre amicii cu care erai aseară nu mă poate suferi. Și că tu ai susținut că eu sunt deștept. Am susținut, firește. Da, amicul meu care nu mă poate suferi. Păi tocmai la asta vreau să ajung, dar dacă mă întrerup mereu... Uite, vezi, ăsta e cu surul tău, întrerupi. Ia că nu mă întrerup, hai, spune, te ascult. Când am zis eu că ești deștept, întâi a zâmbit așa, adică prost ești, mie. Și pe urmă zice, o fi deștept, nu zic, dar e cam zevzec. Zevzec? Zevzec. După ce mă judecă dumnealui pe mine că sunt zevzec? După multe care le spunea el. Cam ce? Că ți-ai neglijat totdeauna slujba. Nu, adevărat. Că era să te dea afară până acum de vreo 3 ori. Minte! Că joci cărți și râd toți de tine ca de o mazetă. Eu mazetă? Că bei. Ce beau? 2-3 pahare de bere pe zi, nu? Că te-ai însurat fără zestre. Asta-i treaba mea. O, ce măgar. Mă rog ție, cine e măgarul ăsta? Aș vrea să-l știu. Ți-am spus de la început că nu ți-l spui. De ce să nu mi-l spui dacă zici că mi-ești amic sincer? Ca să mă pui de față, n-am poftă. Pe onoarea mea că nu. Uite, îți jur pe cea mai scump că nici n-am să-i pomenesc vreodată. Vreau numai să-l știu, să mă feresc de el și să-l desprețuiesc. Nu se poate, Mache. Pe onoarea mea, mă rog, ție spune. Uite, vezi, ăsta e cu surul tău, ești indiscret. Înțelege-o, românește, că nu ți-l spui. Eu am toate defectele câte poftești, dar trebuie să mărturisiți toți că am și eu o calitate. Eu sunt discret. Nu-mi place să umblu cu plosca. Atunci, dam voie să-ți spun că nu mi-ești amic, cum te credeam. Eu? Nu-ți sunt amic ție, eu. Bravo, mersi. În sfârșit, un amic... Dacă sunt eu prost și-ți spun, dai ca tac. Și altă dată să-mi dai cu tiflac dacă tu-i mai spune ceva. Băiete, încă 2 mici. Și nu ai atâta a zis amicul de mine? A zis mai multe, dar în sfârșit ce-ți pasă? Păi nu, nu-mi pasă nimic, dar
Sunt curios să văd până unde merge mișelia omului. Zici că mi-e amic. Bun. Amic de aproape? Da. Și ce mai ziceam? Nu-ți mai spui că te superi. Că asta trebuie să mărturisești tu, că e cusurul tău. Te superi. Pe onoarea mea, nu mă supăr. Zicea de nevastă ta că... Că ce? Că, în fine, prostii, ce să-ți mai spui? Da, da, i-am tăiat nasul. Nu-ți permiți, zic, să te atingi, mă înțelegi, de onoarea femeii amicului meu. De onoarea nevestii mele? Dacă e prea frumoșică și prea tânără pe lângă tine, că te-a luat fiindcă era săracă, dar... Dar ce? Că la teatru mereu. Zic, are lojă gratis. Dar zice el, la șosea cu bicicleta de două ori pe zi, dimineața și seara... Tot gratis, zic eu. Da, vara la Sinaia, tot gratis, zice el. De unde atâta lux? Mare canalie. Și pe urmă a făcut aluzia aproape pe față la un alt amic. La cine? Nu spun. Nu, ascultă-mă, Lache. Să știi că mă supăr, serios. Trebuie numai decât să-mi spui. Dacă nu vreau... Trebuie să vrei, auzi, pentru că-ți trag palme, mă înțelegi? Uite, vezi, ăsta e cusurul tău, ești violent. Cusur, necusur, numai decât să-mi spui la cine a făcut infamul aluzie. Vrei numai decât să știi? Da. La Fănică. La bărbatul sorii nevestimii? La cumnatul meu? La Fănică, la cumnatul tău. Mizerabilul canalia. Cine e? Trebuie să-mi spui numele lui. Uite, vezi, ăsta e... Nu vreau să știu nimic, trebuie să mi-l spui. Nu-ți spun. Îți trag palme, mă înțelegi? Ia, poftim. Apoi nu mă lua așa repede că... Auzi, dumneata, dar nu strici tu, eu stric. Viu și-ți dau de știre să te păzești de amici, să nu te încrezi în oricine ca un zevzec și să atrag atenția asupra ce spune lumea despre onoarea ta și a nevestii și tu, în loc să mulțumești, te rățuiești la mine. O să mă faci să te evit altădată. Care va să zică? Nu vrei să-mi spui. Nu. Mersi. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mare secătură ești, amice Lache. Mă faci să-mi pierzi noaptea până spre ziua să te aștept ca un caragios la Cosman? Mă rog ție, scuză-mă, eram zdrobit de oboseară, nu mai puteam. Am stat să mă odihnesc și eu o noapte ca oamenii. M-am culcat de la 8 seară. Ah! Care va să zic că te-ai culcat de vreme? N-ai fost azi noapte la Cosman. Acum știu eu cine e amicul. Poftim! Uite, vezi? Ăsta e cusurul lui. E măgar și violent. Și n-are manieră.